Caz absolut șocant în Vrancea. Un cavou a fost spart pe timpul nopții, iar din el s-au furat bunuri de valoare. Membrii familiei răposatului sunt în stare de șoc. Cadavrul a fost mutilat, iar din sicriu lipsesc un ceas de mână și o sumă importantă de bani. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru profanarea de morminte și furt. În fiecare duminică, Adriana Țigănuș, din comuna Vrânceană, Tâmboiești, merge la cimitir pentru a aprinde o lumânare la mormântul bărbatului, alături de care și-a petrecut mulți ani din viață. Ultima oară însă, când a ajuns la cavou, femeia a rămas fără cuvinte. Duminică la ora 12. Și ce ați descoperit? Că era cripta desfăcută, despart jumătate din zidul de unde era el. Și cum ați reacționat? Adică, ce... Vă dați seama că... Să vedeți un cavou basat. Păi așa este. Și ce i-a luat de acolo? Păi acum s-a descoperit că ceasul nu-l are la mână și banii care îi avea în buzunarul de la piept. Mm-hmm. Da. Și bănuiți pe cineva sau credeți că a mers la pont, că știa că avea bani? Păi presupun că se știa, că toată lumea a știut când s-au pus bani, da? Și că ți-au fost la mormântare? Nu poți să bănuiești pe cineva așa. Dar cadavrul l-au profanat, adică l-au întors pe o parte, pe alta, sau i-au făcut ceva? Doar mâna și picioarele, capul era la stânga. Mâna stângă. Da. La mâna stângă era în afara sicriului, iar capul la picioare. Rudele și vecinii bărbatului decedat și îngropat acum un an și 3 luni sunt în stare de șoc. Nu-și dau seama cine ar fi putut săvârși o asemenea faptă. Foarte, foarte proastă, foarte... Așa cum să zic eu, sunt. Chiar s-o fi avut și aur și astea, cum să disfaci tu să... Nici acord să nu l-aș liniștit. S-a mai întâmplat așa grozăvie în comuna asta? Ce unde? De când sunt aici de 50-60 de ani, n-am auzit așa ceva. Până la orașii mai mari mai sunt, se aude până cimitirii că facă drept, da? Aici la noi, jaf. Bănuiți pe cineva? Nu, pe cine să bănuiești? Cineva e o vorbă că pe gubașul cu 1000 de păcate și ăla hoțul cu unul. Ce este și cum este când și el... De ce credeți că i-ar fi smuls capul și mâna? Da, nu poți, de răi, de dușmănoși, de ce? De ce? Am fost doar în prima zi când am auzit alaltă ieri, când... Duminică, că duminică s-a întâmplat. Și m-am uitat și eu din față. Cum am văzut gaura aia așa. V-a fost teamă să vă uitați? Dar nici nu puteam. Nu puteam. Cum să mă uit? E ceva așa groaznic. Nici acolo. La mormânt nostru, până acum n-a fost nimirea. A, deci nu s-a mai întâmplat așa ceva? Da, nu s-a fost. Și cum vi se pare beleaua asta? Păi e rău, ce la biserică se spargă. Cine a mai pomenit? Ce zice lumea pe asta? Cine o știu, hoț este, eu știu cine e. Nimic. O primez la pont, știa el ceva. Ei, nu se gândește cine știe care aur, că nu știu ce. Acă-l știa că e bogat de asta. Da, și... Da, nu s-a dat. Dar cum vi se pare fapt asta? Puteți să o înțelegeți, asemenea gest? Eu înțeleg că nu vine așa ce s-a întâmplat, dar asta e, ce să mai... După șocul inițial și cercetarea oamenilor legii, rudele au început să repare cavoul pentru ca atât bărbatul cât și ceilalți membri ai familiei sale îngropați în același loc să-și poată dormi în liniște somnul de veci. Aici au spart ăștia? Aici au spart. Și cum l-a găsit? L-a găsit când a venit Sofia Vesului. A venit ca să pune un lumânare și a găsit spart. Sofia a vorbit aici cu... Dar cum au desfăcut capatul ăsta? Curat? Ăsta a fost prins în furul vecii, păi lasă cum am pescat ce-a fost. Și aici, noi când am venit dimineața, a fost spart, cam așa o bucată așa. Și după aia aici a mai fost un iver să mai încearcă ca să mai spargă. Dacă a fost, a băgat mâna, i-a luat de acolo așa capul, ca să văd dacă are... Dacă are lanț de aur, și după aia capul de acolo a fost aici, la picioare. Că dimineața noi când l-am spart, capul era aici. Și polițistul a zis că este aici o mână. Noi când
Polițiștii și procurorii au demarat o anchetă. Și din Tâmboiești au fost sesizați despre dispariția mai multor bunuri din interiorul unui cavou. În cauza a fost întocmit dosar penal și se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanare de morminte, precum și furt. Întreaga comunitate din Tâmboiești vorbește de această întâmplare groaznică și fără precedent la ei în localitate. De aceea tot speră ca făptașii să fie prinși cât mai repede și să fie aspru pedepsiți.